Doamnelor și domnilor, stimați invitați, în numele Galeriei Cluj Art, vă mulțumim că ați decis să împărtășiți venirea toamnei cu noi într-un sanctuar dedicat artei și implicit artiștilor. Numele meu este Sergiu Man și am plăcerea să deschid salonul de toamnă al Galeriei Cluj Art, Vibrații în culorile toamnei, realizat prin intermediul eforturilor soților Giovanna și Eugen Moț, cărora le mulțumesc. Fundamentul aflat la baza anotimpului toamna este personalitatea și recognoscibilitatea cromatică, evidentă în majoritatea lucrărilor expuse astăzi pe simezele galeriei. Toamna nu caută să aibă o identitate aparte, deoarece ea este compusă din elemente atât de bine individualizate, încât ea este un reper vizual unic și accesibil cu care noi, privitorii, ne raportăm atât de simplu, atât de ușor. Identitatea toamnei nu poate fi dezbătută și nu poate fi combătută. Toamna există de sine stătătoare atât în viziunea și conștiința noastră colectivă a publicului, cât și în viziunea artiștilor. Această viziune este împărtășită de ambele spectre ale sferei sociale. O perspectivă dominată de o natură decadentă, însă bogată în același timp. Aurul și bronzul se scurge, zburdă în bătaia vântului, și nobilează lumea înconjurătoare adminteri mai săracă în absența toamnei. Roșul venețian, respectiv galbenul ocru, sunt culori dominante și regăsite pe majoritatea pânzelor expuse astăzi. Simbolistica culorii trece însă de spectrul intuitiv și intrinsec. Ele firește referențiază ciclicitatea naturii, efemeritatea acesteia și implicit maturizarea și definitivarea unui ciclu de viață. Însă dacă trecem de valoarea metaforică a culorilor și privim lucrurile dintr-o perspectivă obiectivă, chiar și moleculară, pigmentul folosit în aceste reprezentări, adică sursa culorilor în cauză, este oxidul de fier. Obținut fie pe cale naturală, fie pe cale sintetică, în esență oxidul este o rugină. Acesta se naște printr-un procedeu similar cu cel al degradării treptate a organismelor prin contactul repetat cu oxigenul. Astfel, folosind rugina pământului, artiștii redau rugina naturii și a mediului înconjurător. Lucrările regăsite azi avansează dinspre spectrul figurativ al concretului, al reproducerii, spre cel abstract, al viziunii și al emancipării creative. Peisaje, plante, oameni și forme, aplecate și înrobite de vraja spectacolului anotimp, mai puternic și mai prezent decât toate celelalte la un loc. Toamna se deschide față de dumneavoastră astăzi și așteaptă să fie adorată și apreciată prin intermediul lucrărilor lui Mădălina Dragoș, Monica Mihali, Jessica Păpușă, Margareta Tighidian, Crinela Cârlogea, Ioana Mocan, Sabotiunde, Bobby Ilieș, Vera Dan și Irina Ludușan. Vă mulțumim din nou că ați ales să vă bucurați de acest anotimp cu noi și declar expoziția oficial deschisă.